picioarele ei și acum am murit într-o injecție și într-o perfuzie, doamne! Oare, doamne! Scandală la spitalul din Câmpul Lung, unde familia unei femei de 50 de ani, moarte în unitatea medicală, îi acuză pe doctori de decesul celei dragi. Copiii femeii spun că mama lor nu a fost îngrijită așa cum ar fi trebuit. Echipaje de poliție și de jandarmi au venit la spital pentru a potoli scandalul. Scandalul a continuat și pe holurile spitalului. Rudele decedatei acuză și faptul că în spital victima nu a putut fi conectată la o sursă de oxigen. Autopsia urma să stabilească în mod exact cauza decesului, medicii avansând ipoteza unui infart.